Acum suntem în direct cu reporterul nostru, Sorina Obreja, care se află în acest moment în centrul capitalei, în piața Marea Dunării Naționale. Sorina, bună ziua! Ce se întâmplă la moment acolo? Bună ziua, Natalia! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mulțimea a început să se agite aici, în piața Marii Adunări Naționale. Sunt mai mulți protestatari decât erau azi dimineață, reprezentanții unor partide politice de opoziție. Estimează că aici s-ar afla peste 5.000 de manifestanți. Poliția însă nu a dat deocamdată estimări. Protestatarii au ocupat primele trepte ale clădirii executivului, iar și nu pleacă de acolo. Din această cauză, tensiunea începe să crească, iar numărul polițiștilor înarmați cu scuturi a fost suplimentat. Au existat și câteva tentative din partea unor tineri de a trece dincolo de cordonul de polițiști, dar spiritele au fost totuși ușor calmate. Acum o jumătate de oră, primarul capitalei a venit aici în fața mulțimii și a încercat să facă un nou apel la calm, declarând că violența nu este o metodă de a soluționa și de a obține organizarea unui scrutin repetat, iar problema se poate fi rezolvată doar pe cale juridică și pașnică. Trebuie să vă reamintesc că protestul a început azi dimineață aproximativ pe la ora 10. Tinerii au venit să ceară în piața Marii Adunări Naționale ca manifestanții care au fost reținuți aseară de către poliție să fie eliberați și să li se ofere posibilitatea să fie prezentați la televiziunea publică non-stop. De asemenea, ei au cerut să fie deschise granițele și să nu fie impus regimul de vize pentru cetățenii României. Cam atât de aici, Natalia.